Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Acolo unde sunt adunați doi sau trei în numele meu, acolo voi fi și eu în mijlocul lor. Iubiți credincioși, încă suntem în praznicul cel mare al pogoririi Duhului Sfânt și iată că a doua zi este o zi închinată Sfintei Treimi. Dacă l-am văzut pe Hristos născut, apoi botezat, răstignit și înviat, apoi înălțat la ceruri, iată că de acolo ne-a trimis pe Duhul cel Sfânt, care s-a coborât nu numai peste Sfinții Apostoli și Ucenici, ci și peste toți cei care erau acolo și nu numai atunci, ci de atunci, de fiecare dată când cineva dintre noi primește efectele Harului printr-o sfântă taină, acest Duh Sfânt vine să pecetuiască ceea ce Dumnezeu a creat. Sărbătoarea de astăzi închinată Sfintei Treimi este una pe care aș putea o numi, gândindu-mă la Părintele Asenie, o sărbătoare a permanenței. Permanent trebuie să avem conștiința că Sfânta Treime nu este despărțită, că Sfânta Treime este în tot ceea ce se întâmplă cu noi. Noi, de exemplu, avem la dispoziție timpul și spațiul. Credem că nu ne ajunge timpul, dar de fapt timpul este lăsat de Dumnezeu să ne ajute. Dacă împărțim în trei, după numele Sfintei Treimi, această bucată de timp lăsată de Dumnezeu, de 24 de ore, ca să marcăm una din zile, vom constata că ne rezultă un număr de 8 ore. 8, 8, 8. 8 ori 3, 24. Acesta este timpul. Decât că noi nu-l folosim așa împărțit în trei, ci începem să folosim pentru noi mai mult și pentru somn mai puțin, începem să o folosim atunci când avansăm puțin pentru serviciu mai mult și pentru familie mai puțin, începem ca această împărțire în trei să nu mai respectăm. Ei bine, tocmai pentru acest lucru, astăzi, sărbătoarea Sfintei Treimi, ne învață că trebuie să revenim la împărțirea în trei exactă a zilei. Acum, bineînțeles că împărțirea zilei în trei poate să fie făcută după toate calculele și altfel decât 8, 8, 8. Dar Sfânta Treime ne spune că trebuie să împărțim în părți egale. Era mai de ună zi o vorbă când se împărțea ceva frățește, adică se împărțea ceva în mod egal, era că se împărțește frățește. Dar când se împărțea între șef și subaltern, se împărțea tovărășește. Șef avea partea mai mare și o bucățică mică, 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 revenea ucenicului. E bine, tot împărțește, tot la doi se împărțea, da? Da, dar contează pe unde tragi linia și contează de ce parte a liniei ești. E bine, timpul, să știți că, de fapt, este dat de Dumnezeu ca să putem să ne adunăm, să putem să-L folosim așa cum se cuvine. Se spune că odată un om foarte dornic să cunoască lumea, să vadă toate muzeele din lumea aceasta, să vadă multe lucruri deosebite, a citit la un moment dat că există un palat al propriului cămin și a zis, gata, trebuie să ajung și acolo. Bineînțeles că acolo erau niște reguli foarte stricte. A ajuns omul la palatul respectiv și credea că vine ghid, credea că îi se dă cine știe ce de vizitat pe acolo, nu. I s-a dat o lingură și a zis să o țină în sus. A venit cineva cu niște nisip și a zis, frate, uite, umplem lingura asta cu nisip, că noi nu luăm banii la început. Noi luăm banii în funcție de cum te-ai comportat în muzeu pe aici. Te duci singur și vezi tot ce vrei, uite, acolo e sala armurilor, acolo este sala în care se făcea tortura, acolo, pe aici, pe ușa asta, ieși și vezi grădinile și așa mai departe. Decât că la sfârșit, noi îți măsurăm iar nisipul pe care ți l-am dat.
Dacă l-ai pierdut, să știi că e foarte scump. Foarte, foarte scump. Și atunci, dacă nu l-ai pierdut, nicio problemă. Ai vizitat gratis castelul. Zi și făcut, a luat omul lingura, tremurându-i așa, i-am cărcat-o. Și a mers prin tot castelul, dar când se ajungă la ușă să vadă și grădinile, și-a dat seama că bate vântul și s-ar putea să-i spulbere nisipul, când se coboare în sala armelor, trebuia să mai treacă pârleazul peste niște îngrădiri pe acolo și a zis, nu mă duc, că cine știe cum se întâmplă cu lingura. În sala cu dormitoarele n-a putut să intre pentru că i-a fost teamă nu cumva să fie alunecut și să se împiedice să piardă nisipul. Ce mai, după o oră de chinuială cu lingurița în mână, s-a întors de unde a plecat și a fost felicitat de către cei care i-au dat lingurița și a zis, bine, uite, nisipul l-am cântărit, este la locul lui, ai avut gratuit să vizitezi castelul. E și cum a fost. Acum omul când a văzut că totuși era o adusă de sinceritate, nu mai era nimeni să-l împingă și a zis, da, dar să știți că mie nu prea mi-a plăcut, că cu grija să nu scap nisipul, nu prea am văzut mare lucru, adică nimic. A, zice, în aceste condiții, îți mai dăm odată lingurița, să o încărcăm iar cu nisip, dar să știi că nu ne mai interesează dacă vii cu ea goală. Nu-ți mai luăm nimic, decât că ai la dispoziție 12 minute. Atât. A luat omul la fugă să vadă pe acolo, să vadă pe acolo, să uită în linguriță, era spulberată de mult, era goală lingurița. Când ajunge și el să coboare până în săl, să una alta, să uite la ceas, mai era minutul 11, mai avea un minut. Cu inima la gură, a ajuns în minutul 12 și a zis, gata, am ajuns. Iau ăștia lingurița, bineînțeles, mai avea nisip în ea, gata, așa e înțelegerea. Și totuși, zice, avem și noi o întrebare. V-ați simțit bine? Ați văzut ceva? Zice, nu. Păi de ce? Păi eram cu ochii pe ceas. Ca nu cumva să ratez și să-mi luați banii după aia pe timp. Că pe nisip, dacă nu mi-ați luat, să nu mi-i luați nici acum pe timp. Fraților, să știți că alergarea prin castelul vieții este alergarea prin viață. La început, fiecare dintre noi primim niște daruri. Dar, de teamă ca nu cumva să le risipim, suntem foarte atenți, nu cumva să ne fure cineva, nu cumva să sufle cineva în ceafa noastră și să ne dea la o parte, nu cumva să pierdem vreun fir de nisip din harul pe care ne-l-a dat Dumnezeu. Mergem cu grijă, dar am trecut, cum ziceau profesorii noștri pe la școală, ca gâsca prin apă. A ajuns în partea altă și Dumnezeu ne-a mai dat o șansă. Ne-am însurat, mă rog, probabil că ne-am maturizat și bă, gata, de acum înainte, dar problema este următoarea, trebuie să te uiți la ceas. Marea greșeală a omului este că se uită la ceas. Acum, e adevărat că lucrurile trebuie făcute într-un anumit timp, cum am zis și ziua, n-are decât 24 de ore. Mai ieri a fost, alaltă ieri a fost cea mai lungă zi, pentru că a împărțit-o Dumnezeu cu lumină și cu, între lumină și întuneric, i-a dat o graniță luminii mai mari și de acum începe ziua să scadă. Dar tot în două împărțită. Și mergem noi ce mergem, dar acest timp ne presează. Știți de ce ne presează? Pentru că îl băgăm noi în seamă. Eu care sunt obișnuit personal să fac foarte multe lucruri într-o zi, mi-am propus într-o zi să nu mai am niciun program. Și m-am apucat, am citit, am făcut piața, asta de vorbit cu fetele mele. Știți ce lungă a fost ziua aceea? Veți adică, n-am zis că mi s-a părut că a fost lungă, nu? A fost, în mod real, foarte lungă. De ce? Pentru că nu m-am uitat la ceas. Nu am mai fost încadrat între anumite granițe. Și am zis, dacă pot să-mi permit, măcar o dată pe lună mi-am propus, această reîmpărțire a zilei, o voi face-o mereu. Pentru că timpul este lăsat pentru noi. Și ni se spune, trebuie să ajungi în nu știu câte minute în partea cealaltă. Dacă ne scoatem din cap că suntem într-o cursă contra cronometru, vom face mai mult decât credeam noi că putem face în limita aceea de timp. Dar cu o singură condiție, secundele să fie egale. Nu cum mai vedem pe la concursuri atunci când înainte avem în față 3 ore de concurs și
începem să ne uităm pe sus, facem ultimile secunde, 10, 9, 8, păi stai frate, că așa a și început. Nu numai să termină. Dacă însă mergem contra cronometru și ne uităm numai pe ceas, bineînțeles că ultimile secunde ți se par că sunt mai valoroase. Nu e așa. Ultimile secunde să fie primele secunde ca să aibă aceeași valoare și să fim drepți cu timpul. Ei, și pentru că am ajuns acum la această situație și pentru că ne înconjoară Dumnezeu cu această sărbătoare a Sfintei Treimi, îmi aduc aminte că, de fapt, Sfânta Treime, tot de la Părintele Arsenie, trebuie să punem la punct un alt subiect. Și anume, Sfânta Treime înseamnă diferența între a fi și a avea. Părintele Arsenie ajunsese la 24 de ani și avea mașină, era 142 de inși mai aveau în țară. Avea casă, era primar la Zărnești, avea de toate. Și a zis, mă, tată, eram eu cu mașina așa pe munți, cred că pe la Sinaia, nu știu pe unde, Zărnești, în zona aia pe acolo. Și mă uit eu așa și văd frumusețile astea. Erau pomii încărcați de verdeață, frumos, și zic, băi, Anghele, Anghel l-a chemat înainte. Băi, ce frumos e aici. Bă, dar pe lumea e la altă cum o fi, dacă aici e așa frumos. În acel moment și-a dat seama că trebuie să treacă de la a avea la a fi. Nu s-a mai mulțumit cu a avea. Și după ani de zile, după ce s-a călugărit, după 34 de ani s-a călugărit, a venit Racila, de a aduna pe toți în pușcării și să știți că pe Părintele Arsenie nu l-a luat la pușcărie pentru ceea ce avea, ci pentru ceea ce era. Acum nu faceți comparații cu pușcăriile de astăzi, că astăzi ia pe aia care au, nu aia care sunt. E o mare diferență. Și pe Părintele Arsenie l-a luat pentru ceea ce era. Era într-adevăr un pericol. Atunci când l-au luat, i-au dat 40 de ani temniță. Și l-a întrebat cineva, ce, bă, înțeles că s-a de sau decât așa, că ăsta era limbajul. Bă, tu ce ai făcut, mă? Nimic. Hai, bă, pentru nimic îți dea 25 de ani. El luase 40. Deci, fraților, trebuie să știm că Dumnezeu ne așteaptă să fim, nu să avem. Să nu credeți acum că fac vreun act demagogic, da, bine, părinte, ma, ta, ți-ai parcat Audi în spatele bisericii, ne zici nouă. Nu, vă spun exact. Între a fi și a avea, noi alegem. Spune astăzi Mântuitorul, în pericopa evanghelică, au nu cumva cel care are 100 de oi și pierde una. Când se rătăcește una, nu le lasă pe cele 99 să se duce după cea rătăcită? Și adevărat vă spun vouă, când o găsește, se bucură mai mult decât de celelalte 99 care nu s-au rătăcit. Asta este diferența între a fi și a avea. Ai 100 de oi, dar când dispare una, ești îngrijorat. Mai spuneam și altă dată ce frumos zicea fratele nostru Gabriel Iicianu, zice, când te doare un organ, organul acela devine vedetă. Că pe el durea inima și toată conversația deja se parcurgea numai despre inimă. Inima era vedeta. Așa se întâmplă și noi. Avem și începem să fim atunci când ne dăm seama că suntem în pericol să pierdem. V-am mai spus și altă dată că fiecare dintre noi a avut măcar un moment în care a spus, aș da orice, numai să am cutare. Aș da orice, bună oară, numai să fiu sănătos. Adică cum adică aș da orice? Adică alea 99 de oi nu mă mai interesează că le am, le număr, nu-i problemă. Le-aș da pe astea 99, numai să mă am pe aia care pe care am pierdut-o. Adică degeaba avem ceas dacă nu avem timp, degeaba avem pat dacă nu avem odihnă, degeaba avem casă dacă nu avem cămin, degeaba avem dacă nu suntem. Pentru că diferența pe care ne învață astăzi Sfânta Treime între a fi și a avea este făcută de noi. Noi ne punem în minte și noi realizăm
ce vrem să facem, care sunt prioritățile, să fim sau să avem. În momentul în care adunăm, începem să spunem, bun, pasta o am, e bine că o am, dar sau Dumnezeu că o am, dar eu trebuie să fiu. Dacă am averi, trebuie să fiu milostiv. Dacă am timp, trebuie să am răbdare, să fiu răbdător. Dacă am bani, trebuie să dau ca să fiu milostiv. Dacă am dreptate, trebuie să fiu îndreptător cu ceilalți. Tot ceea ce am trebuie să transform în a fi. Dacă am 20 de ani, trebuie să fiu tânăr. Dacă am 80 de ani, trebuie să rămân tânăr. Să fiu din nou înțelept. Pentru că Părintele Asine zice, tinerețea poate și bătrânețea știe. E, ce bine ar fi să poată bătrânețea. Dar trebuie să știm cum să folosim timpul. Pentru că acesta este mesajul Evangheliei. Acum vă spun, nu mi-ar fi plăcut să vă fac așa o cuvântare despre Sfânta Treime și să o iau de la Vechiul Testament, să vă spun de stejarul lui Mavri. Da, sunt niște realități. Sfânta Treime este prefigurată de mai multe etape din viața, din istoria omenirii. Dar nu, mi-mi place să fim foarte, foarte atenți cu Sfânta Treime din noi. Pentru că Sfânta Treime este balanța care ne înclină pe noi să fim sau să avem. Depinde ce vrem în viață. Că Dumnezeu, să știți că ne dă, culmea. Dumnezeu nu ne refuză ceea ce cerem. Dar noi dacă cerem într-o parte, Dumnezeu ne dă și după aia începem. Păi, de ce nu mai avem sănătate? Pentru că noi am cerut să facem, să dregem, să putem și noi singuri am renunțat la sănătate într-un fel sau într-altul, pentru că am cheltuit-o altfel. Am vrut să avem. E, da, acum vrem să fim sănătoși. E mai greu acum. Ca să fim sănătoși înseamnă că trebuie să fim conștienți că sănătatea este a suta oaie care a fugit de lângă noi. Dăm orice și dacă nu vrem noi să dăm, tot trebuie să dăm ca să găsim pe a suta. Vedeți? Sfânta Treime este o realitate. Dacă ne uităm așa la orice ne înconjoară, ne uităm la lumina soarelui, e clar că e făcută și din căldură și ne dă și lumină, ne mai înțeapă și câte o rază în ochi dacă ne uităm aiurea, și chiar și lumina nopții este la fel. Focul, toate materialele din noi, apa, avem apă lichidă, apă solidă și apă gazoasă. Tot ceea ce ne înconjoară ne vorbește despre Sfânta Treime. Dar noi nu trebuie să ne uităm așa la lucruri care să nu ne miște. Ziua de care v-am spus de 24 de ore vorbește despre Sfânta Treime și trebuie să o respectăm așa cum am spus, pentru că dacă o împărțim egal la trei, vom avea și sănătate și nu o vom pierde. Pentru că ne va învăța la fel ziua, că trebuie să acordăm și părții profesionale același timp pe care îl acordăm și familiei. Și nu mai trecem gardul de colo-colo, nu mai suntem, vezi, Doamne, empatici cu tot ceea ce nu merită în jurul nostru și după aia când ajungem acasă, ajungem obosiți și nu mai avem răbdare, suntem irascibili și așa cum am fost 8 ore sau 10 răbdători cu alții, nu putem să fim 3 secunde cu propriul nostru copil. Pentru că am inversat locul în Sfânta Treime și am împărțit ziua tovărășește, nu frățește. Iubiți credincioși, mă bucur tare mult că suntem împreună în această mare zi de sărbătoare. Să știți că și mâine este o zi, după cum și ieri a fost altă zi, și uitați-vă acum între noi. Suntem o mână de oameni, suntem exact cât trebuie să fim. Ieri probabil că lumea a gustat altfel sărbătoarea și astăzi, deși este aceeași libertate, măcar în sectorul bugetar, uite că suntem mai puțin decât ieri. Dar vă spun că mulți dintre cei care nu sunt astăzi aici, nici măcar nu știu că e sărbătoare. Vă rog să nu-i judecăm. Să mulțumim Dumnezeu că ne-a lăsat pe noi să ținem balanța. Pentru că atunci când a venit în cetate, a fost chemat
Sfântul Antonie cel Mare, că era o zarvă mare în cetate, a venit la tribună și a spus, este, și tot el a spus, este, și a plecat și s-a făcut pace. Adică, să ne aducem aminte din nou de negocierea pe care a făcut-o Avraam și cu Lot, când Lot era în Sodoma și l-a întrebat pe Dumnezeu, Doamne, dar dacă vor fi 50 de drepți în Sodoma, mai vei ucide cetatea, o mai pieri? Nu. Și a mers mai departe, dar dacă vor fi numai 40? Dumnezeu, nu. Și atunci a mers până la limita de a-l supăra pe Dumnezeu și tot a zis, dar dacă vor fi numai 10? Nici pentru 10. Dacă facem o proporție, suntem mai mult decât 10 dintr-o cetate. Pentru noi, nu distruge Dumnezeu cetatea. Înseamnă că noi trebuie să fim fericiți că suntem noi aici. Data viitoare, când nu vom mai putea fi noi aici, vor fi ceilalți și Dumnezeu va avea întotdeauna 10 cu care se va mulțumi să-i aibă într-o cetate. Să rânduiască un Dumnezeu ca praznicul de astăzi al Sfintei Treimi să fie unul de a ne lumina și a ne învăța ce înseamnă timpul și ce înseamnă cum să facem diferența între a fi și a avea. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.